vorbit în diferite forme și feluri. Atât lucrările care i-am în vedere să lucrez cu tine fiecare și în casa ta oricare în locul acesta. Îți am arătat planurile celui rău care iată desori stă înaintea mea și cere fiecare suflet să lasă și facă lucrarea. Îți am vorbit ca un tată că te iubesc și ascult. Și lacrimile am privit și inima ta să lavă oricare este în locul acesta. Și ne-ai luat aminte despre lucrurile care ți le-am vorbit. Și tot în forma aceea de odinioară rămas oricare este în locul acesta. Iată și am hotărât la sfatul ceresc, așa vorbește cel prea înalt. Dacă nu-ți vei schimba atitudinea față de cel de lângă tine în vremea aceasta, să iubești cu iubirea mea, să fii plâng ca mine, zice Domnul. Când tot ceea ce ți-am vorbit să pună inimă cuvintele mele și să le împlinești în forma care am hotărât eu, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Iată un plan care iată îl voi aduce la împlinire. Te vei cutremura și vei striga atunci și vei spune, Doamne, nu-mi îngădui. Pentru că am hotărât o vreme scurtă. Îngerii mii care am lăsat să păzească o hotare cestită vor fi luată și Domnul. Sanamiot, manamiot. Și în frica și în goana aceea te vei ascunde și într-o parte și în alta și vei striga pentru tine, casa ta și pentru cei ce îi vei avea în urma ta. Lacrimile vor curge cum n-au curs. Vei fi sfârșiat într-o parte și în alta, oricare este în locul acesta. Pentru că ți-am vorbit în vremea și asta ca un tată plin de milă. Ți-ai zis că simt ca omul care mă schimb. Da, n-am adus la împline pentru că încă sunt suflete. Și în camila mea, iată, este pătrunzător de unele lacrimi, de unele jertfe care sunt aduse cu foc înaintea mea. Și încă n-am lăsat lucrurile acestea să cuprinde. Ținutul acesta înțelege bine oricare este lucrul acesta. De nu vei înțelege atent ce zice Domnul prin Duhul Sfânt. Unii dintre voi veți fi scori din casele voastre și veți fi dus departe și nu vă veți întoarce. Și atunci îți vei pune întrebarea, ce-ai luptat și cu ce-ai rămas? Ce-ai adunat și ce mi-a luat cu tine? O, glasul celui prălant spune să aceasta. Degeaba supraviețe tale, oricare ești, că și mult timp nu mai este. Finalul acestui an, așa vorbește Domnul. Iată ochii în ordine locul acesta, nu se vor usca de lacrimi. Precanumit nagobes, paragobes în maniu, pentru că ți-am vorbit în felurite feluri și n-ai luat în minte poporule. Deși nu ca amenințare și pentru că iată vreau să te duc la locuri care iată ți l-am promis. Pentru că jertfa încă își are valoare și efectia iertarea schimba lucrurile din mers atât ale voastre cât a celor care iată îi duci pe lume înaintea mea oricare este locul acesta. Nu se bobi înaintea milă înaintea mea. Căci iată că n-am lovit, e o taină, zice Domnul. Dar ricovele te spardiță meni ca n-am ia lovit. Iată voi fi nevoit să lovesc. Voi fi nevoit, iată, să schimb mic de astfel. Dacă acum n-ai milă, atunci o veșele de mâna mea. Rit precamazomețul menită de mâna rubia. Și iată, veste după veste va veni pentru oricare lucru acesta. Că-ți vei aduce aminte din seara aceasta vorbește Duhul Sfânt. Că și iată,
măsură de lucrare. Voi lăsa un pic ca niște tate. Și cel ce se va apropia și cel ce se va sfințe va fi iată luminat de lucrurile care vor veni și nu-l va afecta, zice Domnul. Dar cel ce va lăsa lucrurile la întâmplare ca vremea și timpul să le rezolve și să va deda tot la ce și-au făcut-o din eu. Atenție, spune Duhul Sfânt. Iată, unii Verados meniagor, îl vor găsi sfârșitul pe alte localuri, pe alte ținuturi, în alte locuri, și Domnul. Și atunci vei pune inima cu mintile mele și în disperarea ta, ricoverenes meniagor, vei căuta să-ți cad viața și nu-ți vei mai aduce aminte de ceea ce mi-ai lăsat în urmă. Așa vorbește și într-o, de aceea, pune la inima cuvintele mele și iată, că sunt gata, încă să am milă. Sunt gata, zice Domnul, să ascult, că sunt gata să împlinesc tot ceea ce am vorbit familiilor voastre. Nu mai puneți-vă în rânduială cu cuvântul meu. Ricomet namia, să vorbe în saramonolobia, condus străin, care va fi dezlegat din adânsul și Domnul. Va căuta să intre pe unele familii în gravă și Domnul. Să așez Duh Vicălian, să scoată vorbe și Domnul, să aducă ură, să aducă nemulțumire și chiar voi care sunteți aici, să nu mai fiți mulțumiți de ceea ce aveți, vorbește Domnul. Mulțumitor! Și iată! Eu vă voi ajuta! Lucrurile să vă schimba și veți cunoaște intervenția mea. Amin!